Da? Eu nu pot să găsesc. Ori fracțiile au o sumărare de fracțiile. Ele există numai dacă numitorul e fer de zero. Și de ce am gândit așa? De ce am dat valoare de 104? Și acum, liniștiți, ne-am făcut de lucru. Așa, da? El de X va fi egal să zic. Cine vă zice? Maria? Marina. Hai, Marina. Trebuie să facem mai sus. Să facem momentan. De ce? Hai să facem mai sus. Deci 2X pătrat minus 7X minus 17. Să facem mai ce bine ar fi ca și asta să aibă o descompunere. Și să fie cu asta de forma un x minus 3 pe lângă ceva, ori x minus 3, ori x minus 7, una din variantele astea, da, îmi place. Ca să poată simplifica. Da? Și atunci trebuie găsit de rădăcine, că nu prea văd, că nu mai este ca aici. E 2x pătrat. Da? Ne încurcă. Și atunci luăm de parte. 2x pătrat minus 7x minus 17 egal cu 0. De o să arete de Maria e cald cu... Minus 7 la 49 plus că minus în formulă da. Și cu 4, 2, 8, 8 ori 17. 185. Și face 49 plus 185. Nu, 185 de tot. Aici e 136. Și 185. Nu-i pătrat perfect, din păcate. Ne fim pătrat perfect. Nu am bucuria aceea pe care așteptam. Ce spărat așa. Deci, dacă e de X, am visat. Deci nu ne oprim, Nu mai, deci egal cu 2x pătrat minus 7x minus 7. Pe ce supra ale? X minus 3 pe lângă x minus 7 minus x plus 1 supra x minus 7. X minus 7, chide în paranteza. Nu, x minus 7 chiar acuz, da? Totul. Totul dimulțit cu
Păi și cealaltă paranteză punem un X ca să fie X la a doua. Da, neapărat. Laura se scrie minus 7. Și oare plus 2. Plus 2. Așa, plus 2, da? Plus 2. Să vedem dacă ne face minus 5 la mulțire. Da, face. Face, da. Și minus 7, minus 12, minus 14. Și minus 7 pot telefonat, că era mult. Asta am vrut să vă spun. X minus 7 am spus eu pentru că aveam mai nevoie de simplificare. Corect. Deci X minus 7. Acum am și încredere că am lucrat corect. Pentru că se simplifică, văd de ieșiță, deci îl simt. Mulțim cu X, cât X plus 3 parte, nu? Da. Se simplifică. X plus 3, cât X plus 3. X plus 2, pe lângă X plus 3. Haideți să vedem ce am învățat din ieșiță asta. Deci, s-a dat expresia asta. Nu ne apucăm de treabă, până nu punem condiții. Le aveam. Autorul de regulă da. Vă sprijină. Dar voi trebuie să înțelegeți de ce acele condiții. Le face. Mai universul. Excelent. Am înțeles. Așa, după ce am pus condițiile, atenție, ne apucăm de lucru, formule de simplificările care se fac, cum le aranjăm, mărim viteza. Toată povestea, mărim viteza. Când nu am în control, aici trebuie să fac delta, dar nu mi-am ieșit, am abandonat ideea să scriu că am pus de fapt. Deci am zis că pe 3, gata, lăsat-o, gata. Sigur că da, pe încarte ieșiți-o. Deci mă duc într-o situație dificilă. Să vedem altă. Aia, nu știu, după aceea vă las, promit, geometrie, da. Merge la geometrie, dar să termină și fișierul ăsta, să ai fi așa conținut. Promit la geometrie. Da, da, da. Dar mai facem un bloc. Eu duc și aici cu Ida. Bine, bine. Și v-am dat după la tine. Dar tu mi-ai estimat toată algebra de a 8-a și am trecut mai picioare. Păi da, am uitat algebra, dar nu știu aici. Am înțeles, dar trebuie să ținem și algebra, nu? Ne calcă de... E buba. Suntem foarte atenți, nu? Și apăm din vedere să... Liceu. Cum nu mi-i trebuie să ținem bine în mâncare? Mi-a vrea, da. Se consideră numărul real, x egal cu. E. X egal cu. Radical din 3 minus radical din 5. 3 minus radical din 5. Plus radical din 3 minus radical din 5. Da. Ce vreau eu la exercițiul ăsta? Este să calculați radical din 10. Deci, calculați. Calculați. Radical din 10, minus x, minus 1, totul la puterea 2017. 2017. Atât. Atât. Păi, pune mai sub radical. Pe x-ul acolo? Nu, zic că pe x-ul. S-a apropiat pe x, da? Da. Cum adică? Sigur că da. Deci X egal cu... Mai aminte să luăm aceea de punct. Știu că ce e egal cu B, radical din B la 2 minus A. Dar cine ce? Ce e cu aia să ce? Da. Radical din B la 2 minus... Dar cine e B, cine e A? Exact. E dată ce dată sunt. O secundă, o secundă. Cum? Ai mulțumit. Cine e A? 3. 3. A-ul e 3. Și B? Și B e 5. A-ul e 3 și B-ul e 5. Da. Dacă tot zicem, deci A-ul este... A-ul e egal cu 3. B egal cu 5. Și C-ul ai spus că este U-a mare și B mare, să mă întreabă, dar n-are importanță, da? Iar C este radical din... B la 2 minus A. B la 2 minus A. Ar fi radical din B la 2A. 25. Minus A. Aua. Minus A. Minus 3. Minus 3. Care face? 22. 22. Păi trebuie să fie pătrat. Eu am făcut. Dar nu, dar totuși formula asta și facem deci din
lambda plus c pe 2, pe 2 plus minus lambda minus c pe 2, unde c este egal cu a la doua minus d. Unde b e radical din b ăla. Așa e. Deci c nu-i de la a doua minus a, e la a doua minus b. Da. Deci ce are așa? Și o altă părere. O altă părere, da. Ce e cauza radicală din a pătrat? Minus b. Da, ia să vedem dacă se poate efect. Da. Radical din a pătrat 9. Minus 5. Minus b 5. Radical din 4 face 2. O 4. Maria, voi ar fi de? Ce? Cine e la? Nu, așa. Așa, la minus b? La minus b? Vezi, înseamnă pe oarea. Și undeva a rămas în subconștient, la tine pe la doua minus a, pe mai invers. Pentru că nu mi s-a demonstrat formula de rest la clasă, nu ați văzut-o. Da? Deci formula cum era? Radical din a plus minus radical din b. Egal cu radical din a plus c supra a. Plus sau minus, depinde ce este în b. Radical din a minus c supra a. Unde c-ul este radical din a pătrat minus b. Ei, așa asta, ca să ținem minte, să muncești aici în formula asta. Să zic la pătrat a primului, să vede și așa ajunge că apare c-ul ca fiind radical din a pătrat minus b. Deci, adi, uneori, un prim control este c-ul este să am un pătrat perfect. Că vezi că doar radical 22 clar nu e bun formă. Da. Tu nu ai fost atent. Invers, deci este a pătrat minus b. Și acum ne întoarcem la formulă și avem că radical din 3 minus radical din 5 a de conferește egal cu? Egal cu radical mare din a care e 3. Așa. Minus c care trebuie să... Plus în 3 este. Adică plus c, a plus c, a, 3 plus 2 supra 2. Minus radical din 3 minus 2 pe 2. Minus 2 pe 2. Și egal cu radical din 5 pe 2. 5. Minus radical din 1 pe 2. Radical din 1 pe 2, da? Adică radical din 1 pe 2 și mai întors, face radical din 5. Minus radical din 1. Adică 1. Supra radical din 2. Așa asta era primul. Și al doilea, cât va fi? E radical din 5 plus, plus 1 supra radical din 2. Supra radical din 2. Și așa, da, x-ul va fi calculat. Eu un pic cu tot atunci ideea. Asta acolo se pasă acum noi. Pentru termină de asta. Deci x-ul este calcul radical din primul. Acum nu raționalizăm, domnul profesor, înainte? Sigur. Putem raționaliza ca să fie... Mai repede, știți? Adică termine acolo cu 3 ani. Deci aici îmi spune, era și bine spune, raționalizează ca și radical din 10. Minus radical din 2 pe 2. Și atunci avem x-ul egal cu radical din 10. Radical 10 minus radical din 2 pe 2. Plus Maria. Radical 10 plus radical 2 pe 2 și egal mai departe aici aș mintor să vede că radical 2 cu radical 2 deci face 2 radical din 10 supra 2 și face radical din 10. Bine. Și atunci radical 10 minus radical 1. Expresia e asta să zic e va fi egală cu radical din 10 minus radical din 10 minus 1 totul la 2017 care face egal la din parte minus 1 este egal, da? Face minus 1 la 2017 cu e 1 mai? E 1 sau minus 1? Minus 1. Minus 1 la putere pară face cu
suma puterii impare face minus. Atenție, nu are punct. Sigur că da. Vezi cum e așa nejustificat. În concluzie, a fost vorba de radicalul compus, formula respectiv și am reușit. Poftim de rău. Dar ridicam aia la doua. Asta e, da. Dar ce am făcut? Nu, X la doua, la fel. Așa. De cam 10, repede așa, și iată ce X la doua e cam 10. Corect. Și asta e variantă. Dar ieșeam mult mai repede. Sigur că da. Dar eu am făcut așa, pentru că din asta, Miruna, am învățat, ne-am adoptat ca de compuș. Uite, vă uitam da, și am dorit să mă duc până la capăt ca să vadă rezultatul pe ei asta. Deci, mă întorc la varianta a doua, soluția a doua. Soluția a doua, da? X egală cu radicalul din 3 minus radical din 5 plus radical din 3 plus radical din 5. Și de aici ambii mergi la pătrat. 3 minus x la 2 egal cu pătrat. Da? Ce înseamnă că x la 2 egal cu 3 minus la egal din ăsta la pătrat. Plus... dispare radicalul exterior. Hai să scriu așa. Da, da. Deci ca binomul fricit, da? Ăsta e prima parte și ăsta e partea a doua. Și locul întâi la pătrat. Minus de 2. Deci vine locul întâi, adică radicalul din 3 minus radical din 5, tot la pătrat. Plus de 2 ori, locul 1, locul 2. Locul 1 radical din 3 minus radical din 5. Ori radical din 3 plus radical din 5. Și plus partea a doua la pătrat, care înseamnă radical din 3 plus radical din 5, tot la pătrat. Echivalent cu X pătrat este egal cu... ăsta la pătrat cât face? Modul. Modul. Da, mai mare. Modul. Atenție, dacă nu punem modul și se întâmplă să fie negativ... Atunci am schimbat ieșițiul. Dar aici? Dar aici este cu 3... 3 egal din 9. 9 e mai mare decât 5. Deci poate 3 minus radical. Deci deodată înseamnă doar 3 minus radical din 5. Ai spus radicalul pe extern. Plus 2 radical din... Plus de 2. Radicalul, radical. Scriu un singur radical. Din prima parte, 3 minus radical din 5. Pentru că 3 plus radical din 5. E bine? Plus partea a doua la pătrat, adică 3 plus radical din 5. Ai cu ceva. Și minus radical din 5 cu radical din 5, 3 cu 3 face 6. Plus 2 plângă. Radical din A minus B plângă A plus B. 9 la 5. A la 2. Egal. 9. Iată aici intervine. A la 2 minus B egal cu ce ori de-a din asta. 9 minus 5. Deci din 9 minus 5. Și face 2, da? Da. Și face 6 plus 2 ori 2. Și egal cu 10. Deci am arătat x pătrat egal cu 10. Se unde rezultă că x egal cu radical din 10. Da? A fost mai rapid. Mai rapid. Nici aici n-a fost, n-am avut o întârziere foarte mare. Dacă ai știi formula, te duci rapid. Dacă nu știi formula... Dar nu e sigur? Nu a fost B la 2 minus A? Vă zic pe la domnul ăsta, sigur că putea să-și dea seama și el că nu în regulă, pentru că cel de zi pătrat perfect și nu a fost, și atunci trebuia să schimbi. Sau... dacă nu, te duci așa pe asta, dar atenție aici și formule de calcul prescurtat, ai din nou, deși pe modul, că se poate să putea să fie și negativ, da. Să zicem. Da. Oare putea să fie negativ? Întrebarea. Adică 3 minus radical din 5 există sub radicalul ăsta, așa. Autorul îndrăznește să spună radical din 7 minus 8 minus radical din, să spunem, 11. Ba da, din 11. Din
49, 50. Nu, deci radical de 49 minus radical 50 negativ și radical nu are cum să fie negativ, ci sub radical să fie negativ, nici o parte. Asta, asta e mare pericolă. Deci dacă autorul a scris așa, e treaba lui. E pozitiv. Trebuie să fii pozitiv ordinator. Neapărat. Nu poate să scrie o tâmpenie de asta. Da? Iar tu, mă rog, pentru alte ieșiți, alte situații, când ești la pătrat, când ești sub un radical, adică radical din x pătrat, nu spui că e egal cu x, ci modul din x. Important lucru. Modul din x, că nu știi ce x este acolo. De data asta ai putut să-și constați. Și ne-am părut la radical compuș, atenție, la radical compuș, totdeauna poți să nu mai pui modul, pentru că autorul a scris de la radical din 7 minus. Exact, și eu trebuie să fac un pic pozitiv. Ai înțeles? Ați înțeles? Și tu nu știi dacă cu tine, nu? Așa. Și cu asta am încheiat fișierul de... Oprim fișierul și alegem din test. Hai să-ți faci și un pic de... Facem din test, da. Sinteză de... Dați un pic cu scap, dacă vreți să facem. Ia să încercăm un prim exercițiu, copii. Deci, sinteza, sinteza. Am făcut cu prețul scumpit, cu cât la ce? Altceva, da. Procente. Așa. Procente. Fracții, după funcții. Funcții. Graficul. Da. De graficul funcției, da. Apoi intersecția a două grafice. Intersecția a două grafice. Și acum am făcut expresii. Expresii, da. Da. Expresii. Da. Expresii. Aduce expresii la forma cea mai simplă. Da. Da. Aducerea. Aducerea. Expresii. La forma. Cea mai simplă. Și aici am avut în vedere factorizarea, scrierea ca un produs de factori, factorizarea unei expresii de tipul AX pătrat cu BX e egal cu A pe X minus X1 pe X minus X2. Și am făcut-o diverse moduri. Da. Radicali. Radicali compuși. Radicali compuși. Ce fracții? Frații... Când au zis că scădem din numărător și... Condiții de existență la da, condiții de existență la infracție. Condiții de existență a unei infracții. Cam asta a fost. De terminarea fracției acelea, când scăzi pe sfârșit. Ei, aceea... La revedere!